Prima dată, primul concert pe care l-am avut aici a fost cu formația Sideral în 1966 cu Liviu Tudan, cu Fanei la vocalist și chitară bas, Fanei Michelescu la tobe, Vlad Gabrielescu la chitară, armonie și vocal, eu la clape, Mugur Winkler la chitară. Și o perioadă a fost în Mugur înlocuit de Dan Leca. Cât a fost Mugur cu pregătirea cu bacalaureatul și intrarea la facultate, mama lui a spus clar, nu vine băiatul. Nu-i nimic, ne-am descurcat. Apoi a venit perioada mondială. Eu am venit la băieți în vara 1968, m-au primit foarte bine, de-aia am și rămas. Colegul meu, Dragoș Vasiliu. Pot formula prea multe nume, pentru că eu cântam singură. Îmi pare rău că nu mi-aduc aminte cine erau directorii de atunci, referenții culturali, cum veneam, nu mai țin minte cum veneam să spunem, eu vreau să cânt diseară la bar, cine ne tria? Asta nu mai țin minte, dacă cineva își aduce aminte, rog să povestească. Poftim? Erau doi, dar nu mai țin minte numele. Unul asistent la IADC și unul care a fost universitatea. Un tip brunet cu mustață și care din partea domnului director Toma se ocupa de spectacole și de formații. Bravo, Mircea, metodiști, da, da. Eu cu nomenclatura. Nu, cineva trebuia să se ocupe, sigur, de cei care, măcar să pună ordine în participarea celor care se... Program. Dar pentru că citeam note, băteam la tobe și știam programul foarte bine, pe care îl cântam, am fost chemat de către formații din Bruxelles să cânt cu ei, care aveau toboșari, că nu citeau note și trebuiau foarte repede să cânte câte un repertoriu, luau artiști de la noi din cabaret, cântau la diverse party-uri de-astea de firme, de la hotel, la tot felul de hotel. Și am câștigat o grămadă de bani extra. Colegii mei fiind puțin supărați, mai ales Dan, care ar fi meritat din plin să facă chestia asta. Dar ei aveau chitariști care citeau bine și nu știu ce. Deci, foarte mult m-a ajutat perioada asta. Mircea știe bine că în toate repetițiile noastre încercam să le accelerăm puțin, să nu învățăm după o ureche și aveam niște știme minimale. O recul, o reacție vis-a-vis de actul banditesc al celor câte state erau, țineau de pactul de la Varșovia, care atacaseră Cehoslovacia și am cântat câteva. Sigur, era dificil, a fost foarte dificil și există o istorie întreagă, dar care nu mai vreau să povestesc astăzi, pe care Doru o are și a dat-o de nenumărate ori pe posturi, cum a fost difuzată, dar n-a fost simplu, fiindcă, sigur, nu avea voie oricine să comenteze întâmplări internaționale la vremea aceea. Acest drept îl aveau puțini în țară și mai ales un anume conducător o făcea fără să dea voie altcuiva să aibă poate chiar aceeași părere. În fine. Atunci s-a întâmplat această difuzare de care vă spuneam, dar pe scena asta am urcat de mai multe ori, fiindcă s-a întâmplat că am avut concerte, chiar există unul filmat, deși e puțin, nu e acolo totul în regulă din punct de vedere al timpului cinematic. Eu zic că am evoluat, sau în orice caz m-am schimbat și mi-am însușit sunete noi și s-a născut Florian în Transilvania. Am repetat și cu această trupă pe aici și am cântat și... Dar mai devreme chiar, de fapt, am avut parte chiar de colaborarea cu câteva trupe care erau prezente permanent aici. La un moment dat, țin minte că am lucrat cu Mircea Dragan și cu Mondialul, fiindcă scrisesem versuri și băgasem și puțin într-un din refrene
a cântat și Victor Socaciu, a venit pentru prima oară, știu că a venit de la Brașov și a cântat acolo. Varis Terian în varianta cu Carmen, băiatul și formă Carmen, fata, ca să îi amintesc Andrei că e mică și nu știa, pentru că atunci era pe domnul Toma, l-au certat după aia unii, pentru că se întâmpla să vină cât un metodist să-și mai noteze câte ceva, să plece, dar nouă nu ni s-a întâmplat nimic, asta trebuie să știți. Am fost lăsați și trebuie să apreciem. Asta se pare că securiștii de atunci erau mai inteligenți decât cei de acum. Așa, să clătească textul de la așa clătici, nu? Așa? Și firește că au fost foarte multe trupe care au venit și la festivalul de rock pe care voi l-ați prins, Cluba, care a fost înainte, chiar în 69. Și pe urmă a fost la Sala Palatului, după aia în 71 a fost cu Bratul Voicescu pe scenă, cu Metronom și cu Liviu Tudan, cu Nico Enache, a fost un spectacol extraordinar și care, din păcate, nu mai există nici măcar înregistrat, nici ca știmă, nici ca sunet, pentru că Liviu s-a supărat că n-a putut pleca în străinătate. Trebuia să... Aici s-a făcut vizionarea, s-a aprobat să se plece în Polonia și în Cehia, dacă mi-amintesc eu bine, în Ceoslovacia de atunci, și a fost 71 venirea tovarășului de nu știu unde a venit el, din Coreea, și a zis gata, nu se mai pleacă nicăieri. Nu pentru prima dată, mai fusese în Casa de Cultură ca spectator. În decembrie 77 a primit un telefon de la domnul Laurențiu Tor. Pe vremea respectivă, de câteva luni, făcusem trupa bazorelief la Clubul Arhitecturii, eu fiind student la arhitectură, și am primit un telefon în care mi s-a zis, băi, am auzit că aveți o trupă acolo la Clubul Arhitecturii, nu vreți să cântați la Rebelionul Studențesc de la Brașov? Păi, nu știu, zic, am cântat, dar noi avem marea problemă că nu prea avem scule. Și asta nu e nicio problemă, veniți aici, vă dăm un set complet de tot ce aveți nevoie și rămâne ale voastre după aia. Când am auzit, asta era pe vremea respectivă, câștig la loto, adică nu există așa ceva. Și de atunci am fost chiriaș permanent pentru foarte multă vreme. 5 ani prima dată până în 82 cu bazorelief. Am repetat la fel în diferite, și sus în pod, și jos, și în spatele scenei. Toți cei care au fost aici știu cum de sunt fel de vedere. Un nou episod să-i vedem și pe aceea. Între trupele de New Wave funcționau Rond, cu un anumit Cristi Pațurcă, tot aici în Preoteasa, și tot aici în Preoteasa, la limita 89-90, funcționa o trupă de heavy metal numită Interval, un anumit basist numit Gâtlan Mihai Lucrețiu.